profită de faptul că sunteți vicepreședinte la PSD sectorul 1, să ne lămuriți puțin ce se întâmplă cu bugetul la sectorul 1, care înțeleg a șaptea oară și nu, că nu a fost da, bun, acum trebuie pentru cei ce au fost și sunt inspirați să ne urmărească, trebuie să știe că de foarte multe ori doamna primar Clotilde Armand solicită întâlniri așa de la o zi la alta de consiliu și de cele mai multe ori dumneei nu vine să susțină o agendă specifică, să-și susțină bugetul, fie sunt consilieri USR prezenți, fie mai vine câte un viceprimarul USR, dar de regulă dumneai nu este prezentă pentru a promova și a răspunde la întrebări. Problemele sunt mai mari decât se văd cu ochiul liber și aici doar să enumăr, vă dau un exemplu, anul trecut am avut o execuție bugetară la investiții de sub 5%. Deci, efectiv, degeaba s-au alocat bani dacă nu e și cheltuit, că nu este nicio, nu este niciun fel de performanță administrativă să rămâi cu bani în cont. Mai nou avem ultimul raport al Curții de Conturi, care printre altele, nu mai avem timp în câteva minute, doar v-aș spune că au fost înregistrate, de fapt au fost facturi neînregistrate de peste 86 de milioane de lei, chiar pentru a echilibra în mod fals bugetul administrației locale pe sectorul 1. Deci sunt niște lucruri pe care nu m-aș feri să le numesc absolut reprobabile, fapt pentru care vigilența consilierilor alții decât USR este mult, mult mai mare, atenția pe cifre este mult, mult mai atentă, nu că n-ar fi fost și înainte, dar deja cu toții suntem conștienți că avem în față o administrație a doamnei Clotilde Armand de o ineficiență, ineficacitate și incompetență absolut strigătoare la cer. Deci, din punctul meu de vedere, dumnea ei și modul în care manageriază reprezintă un pericol pentru administrație, atât prin neștiință și, din păcate, mi se pare și nu greșesc și nu doar mie, multora din sectorul 1, mi se pare că și prin rea intenție. Doamna primar scria în urmă cu câteva zile pe Facebook că Partidul Social Democrat, alături de Partidul Național Liberal, o citez, votează împotriva comunității locale. Dumneavoastră a surprins foarte bine. Doamna primar scria pe Facebook. E mai rar să o spunem, doamna primar a deschis, a inaugurat, a făcut, a lansat, a adoptat. Într-adevăr, doamna primar scrie pe Facebook. Și asta este activitatea principală și va rămâne cu siguranță în istoria nefericită a administrației locale sectorului 1 ca doamna primar care scrie pe Facebook. Este evident că, având în vedere argumente absolut scriptice, agnostice, nu vin din partea vreunui partid sau altul, Curtea de Conturi vorbim pentru numele lui Dumnezeu, e clar că ceea ce ne pune în față trebuie foarte bine analizat. Avem o sumedenie de întrebări și, la modul cel mai onest, cel mai direct, nu o putem prinde într-o ședință să îi putem adresa întrebările în speranța că primim și un răspuns. Deci înțeleg că doamna deci, organizează întâlniri la care nu vine. Nu că au fost 7 tentative, vor fi 70 de tentative în condițiile astea dacă nu putem să stăm împreună, să argumentăm, să contraargumentăm, poate să ne înțelegem pe unele măsuri, să vedem cum le schimbăm pe altele, dar efectiv nu există un dialog fiindcă n-ai pe nimeni în partea cealaltă a mesei. Doar scrie pe Facebook și pe semne va scrie în continuare pe Facebook, dar aici se limitează activitatea dumneavoastră.